Suceava are cei mai buni pompieri voluntari din Moldova. Acest lucru a fost dovedit la etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, unde echipajul de la Brodina a obținut locul întâi. Nici la serviciile private pentru situații de urgență nu stăm mai rău. La această categorie, echipajul localității Falcău obținând locul secund. Săptămâna trecută, stadionul municipal Botoșani a găzduit etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Competiția a fost organizată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga al județului Botoșani. La start s-au aliniat 11 echipaje formate din membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județele Botoșani, Suceava, Bacău, Vaslui și Neamț, precum și serviciile voluntare. Concursul a constat în susținerea a 3 probe practice, pista de îndemânare și viteză, ștafeta 4 ori 100 de metri, respectiv realizarea dispozitivului de intervenție. După cele 3 probe, cel mai bun echipaj la categoria servicii voluntare s-a dovedit a fi cel din comuna Brodina, județul Suceava, urmat de cel din orașul Darabani, județul Botoșani, și cel din Puiești, județul Vaslui. De asemenea, și la servicii private, județul Suceava a făcut o figură frumoasă, echipajul din Falcău clasându-se pe locul al doilea. Echipajul de servicii voluntare pentru situații de urgență de la Brodina va reprezenta județul Suceava la etapa națională a concursului, care se va desfășura în perioada 11-13 august la Timișoara.